anunțul ăsta în ziar caut femeie menaj și îngrijire copil? Da, eu. Păi de ce? Păi să vedeți, eu la serviciu muncesc foarte mult și bărbatul meu la fel și atunci ne-am gândit că ar fi bine să avem acasă pe cineva. După care... Cumva nu prea-ți place să faci treabă. Ah, ba da, da. Dar nu înțeleg, dumneavoastră, pentru ce ați venit? Pentru angajare, nu se vede? Știi să gătești? Da, sigur că știu. Fără sosuri, răntaj, de-astea că mie nu-mi priesc. Păi da... Mă rog, n-aș vrea să avem discuții după aceea. Mașină de spălat aveți? Da, avem. De care? Alba Lux 4. E proastă, o schimbați. Să găsesc din import, luați străini. Câte camere aveți? Două camere pe hol și, bineînțeles, camera de serviciu. A, balcon, terasă, ceva? Da, dormitorul nostru are o terasă. Bun, l-am luat eu. Cum, dormitorul nostru? Ia uite televizorul. Merge? Merge. Vă place Bernstein? Eu mă nebunesc după el. Sunteți melomană. Nu, nu, dar îmi place individul. Are niște ochi. Am auzit că e și vădu. Mă rog, să vede de la o poștă care un nivel de trai foarte ridicat. Da, ce magnetofon aveți? Grindic, ăsta vă convine? Da, merge, merge. Aveți bucata aia cu Hello Submarină de frații Beatles? Nu. Mă tem că tocmai bucata asta ne lipsește. Mă rog, n-ai nimic, lasă că aduc eu un prieten cu discul și o imprimați. De câte ori pe săptămână jucați Remi? Remi? De la cu pietre. Ah, nu, noi nu jucăm, noi nu avem timp pentru așa ceva. Mă rog, chiar dacă jucați, jucați joia, că sâmbătă joc eu cu prietenii mei. Și dimineața, la ce oră vă sculați? Păi, la 6. Aolă, până la 9 să n-aud niciun zgomot, că nu suport. Păi eu dacă vroiam condică, îmi luam servici, nu? Copilul Măricel? Da, e Măricel. A, știe italienește? Nu, dar poate vreți să-l învățați dumneavoastră. Nu, că el trebuie să mă învețe pe mine, pentru că la vară vine Giuseppe. Giuseppe? Hai să nu te baci, că cu ăsta mă mărit. Asta. Mă rog. Da, cum stați cu referințele? Da, nu înțeleg. Despre ce referințe? Păi de la persoanele care au fost înaintea mea. Că sunteți harnică, că sunteți gospodină. Și sper că nu puneți mâna, că eu am numai lenjerie bună, numărat. Hai de mine, dar cum vă puteți imagina? Dar se... Cum rămâne cu ziua liberă? Rog, asta când doriți dumneavoastră. Păi nu, că nu dumneata îmi dai mie, eu îți dau dumitale. Joia! Joia după amiază! Ce meserie aveți? Eu sunt economistă și bărbatul meu e inginer. E, ce o pricopseală! Mai bună era o gestiune. Biguziuri, ceva, ospătar, șef de sală. Mă rog, lume bun. N-am avut noroc. Gata. Mă instalez că-mi ești simpatică, să știi. Asta o să fie al meu dulap. Poftim. Da. Ține așa. Vrem. What is it? Happy birthday, all right. Only it's the great Igor Stravinsky's individual way of saying happy birthday. Vezi că mai rămas o pată acolo în colț. Treacă bine, treacă bine că mă enervez și îmi dau demisia, să știi.